Voi pune înaintea dumneavoastră două pasaje din Scriptură extrem de importante care ne arată ceea ce s-a întâmplat la cruce, la Golgota. Care ne arată ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi și, în esență, care ne arată din ce cauză a murit Domnul Iisus. Din ce cauză a murit acela care era fără păcat. Primul pasaj se găsește în Marcu 14, 33. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga că dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiesc tu. Și al doilea pasaj, Matei 27, 46. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vedem că acela care era Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care a venit în lume să ne salveze și să ne mântuiască, El ajunge într-un moment în care strigă, când era pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acela care era Fiul lui Dumnezeu, acela care a poruncit mării, acela care poruncea cu putere, ca un domn, ca un stăpân, demonilor și-l ascultau, acela care a înviat morți, Vedem pe Domnul Iisus, ne spune Scriptura că a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. Și spune Tatălui de trei ori, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și fiind pe cruce, El a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În primul rând, vreau să spun ceea ce nu s-a întâmplat la cruce, la Golgota. Sunt unii oameni care spun că Domnul Iisus a fost la cruce, la Golgota, a mers la cruce, la Golgota și El doar a plătit în locul nostru, dar a plătit doar cu moartea Sa. Unii argumentează și spune, plata păcatului este moartea, de aceea Domnul Iisus a plătit cu moartea, a plătit cu viața Lui, doar moartea. Ei spun, Domnul Iisus nu a fost părăsit de Tată, ci El doar a plătit un preț. Iată un exemplu. Ca și cum cineva ar fi în pușcărie, un om merge, plătește fianța în locul criminalului, criminalul este liber și totul s-a încheiat. El nu spune, eu sunt criminalul și vin să plătesc în locul criminalului pentru clima pe care am făcut-o. Nu. Ci El spune, vin doar să-i plătesc fianța. Vin doar să plătesc o sumă de bani în locul Lui. Cam așa spun unii că s-a întâmplat la Golgota. Că Domnul Iisus nu s-a identificat cu noi, că Domnul Iisus n-a luat păcatele noastre, că păcatele noastre nu i-au fost transferate Domnului Iisus, ci El doar a plătit cu moartea în locul nostru. Este un subiect extrem de delicat, dar în același timp extrem de important. Căci dacă nu înțelegem ce s-a întâmplat la cruce, la Golgota, nu vom înțelege ce înseamnă mântuirea noastră. Și nu vom avea din ce cauză să ne bucurăm. Nu vom avea din ce cauză să slăvim pe Dumnezeu. De aceea, vom privi aceste două pasaje, fiindcă au legătură unul cu celălalt. Domnul Iisus, zice Scriptura, că era cuprins de o întristare de moarte, zice că a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. Din ce cauză? Înainte ca să meargă la cruce, înainte cu puțin timp ca să meargă la cruce, ne spune Scriptura că Domnul Iisus s-a înspăimântat și s-a mâhnit și a rugat pe Tatăl, Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Este vorba despre un pahar despre care Domnul Iisus a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Un pahar care pe Domnul Iisus l-a făcut să se înspăimânte, să se mâhnească și ne spune Scriptura că sufletul lui a fost cuprins de o întristare de moarte și ne mai spune Scriptura că ajunsese într-o agonie în care
picături de sânge, ca de sânge, curgeau de pe fața lui. A fost ceva îngrozitor. În primul rând, dacă cineva ar spune că ceea ce era în acest pahar este vorba doar despre suferința fizică și doar despre moartea lui fizică, ceea ce avea să-i se întâmple, faptul că avea să fie bagiocorit, scuipat, faptul că avea să primească o corună de spin, faptul că avea să fie flagelat, faptul că avea să fie răstignit și omorât, dacă cineva ar putea să spună, pentru asta s-a înspăimântat Domnul Iisus. Domnul Iisus s-a înspăimântat, Domnul Iisus a fost întristat până la moarte, Domnul Iisus s-a mâhnit atât de tare și a ajuns într-o agonie așa de mare, doar pentru faptul că știa că o să fie scuipat, va jocori și omorât pe cruce. Dacă cineva ar spune așa ceva, eu aș răspunde că nu este adevărat. Și iată argumentul. Mulți creștini care n-au poruncit niciodată demonilor ieșiți afară, mulți creștini care nu au fost fiii lui Dumnezeu în sensul literal, care n-au avut puterea și autoritatea Domnului Iisus, mulți creștini au mers la moarte cântând. Mulți creștini care au fost prigoniți au mers în arene cântând. Au mers să fie arși pe rug cântând. Care ar fi fost diferența? De ce Domnul Iisus, dacă era vorba doar despre cununa de spini, dacă era vorba doar despre cruce, dacă era vorba doar despre moarte și atât, de ce Domnul Iisus n-ar fi mers El cântând? Oare nu este acela care este căpitanul nostru, acela care este regele nostru, acela care, pe care noi ar trebui să-L imităm? Oare nu ne-ar fi dat El exemplu și în acest lucru, cum să mergem la moarte? Aici este vorba despre altceva. Domnul Iisus nu a fost întristat până la moarte. Domnul Iisus n-a fost înspăimântat cu ceea ce înseamnă acest cuvânt. Domnul Iisus n-a transpirat picături de sânge pentru faptul că avea să primească o corună de spini sau pentru faptul că avea să fie răstignit. Este absurd. Cei ce spun astfel de lucruri nu înțeleg ceea ce s-a întâmplat la cruce. Ne spune Scriptura că Domnul Iisus a înspăimântat, că a fost îngrozit, că s-a mâhnit și sufletul lui era întristat până la moarte. Din ce cauză? Ne spune. Din pricina paharului pe care avea să-l bea. Și îl roagă pe tatăl de 3 ori. Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Să nu beau acest pahar. Și în Scriptură, aproape toate referințele care ne vorbesc despre acest pahar, vorbesc despre un pahar al mâniei lui Dumnezeu. De exemplu, iată un pasaj, Apocalipsa 14 cu 10. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Acesta este doar un pasaj. Dar sunt foarte multe pasaje și, repet, aproape toate referințele din Biblie vorbesc despre acest pahar ca fiind un pahar al mâniei lui Dumnezeu. Un pahar al spurcăciunilor și un pahar al mâniei lui Dumnezeu. Este evident că Domnul Iisus n-a fost îngrozit pentru faptul că avea să primească o corună de spini. Alți creștini au fost aruncați la fiare și au mers cântând. Este evident că Domnul Iisus n-a fost îngrozit pentru faptul că avea să fie crucificat, cu ceea ce însemna chinul de la această moarte. Apostolul Petru și alți ucenici au fost crucificați și au mers cântând. Deci este evident că nu moartea fizică îl speria pe Domnul Iisus. Nu pentru moartea fizică Domnul Iisus a rămas îngrozit. Nu pentru moartea fizică Domnul Iisus a scos acel strigăt. Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vreau să unesc aceste două pasaje și să le vedem, fiindcă sunt extrem de importante. Ce s-a întâmplat acolo? Din ce cauză Domnul Iisus a scos acest strigăt? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Domnul Iisus spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Sunt anumite persoane
care spun că Domnul Iisus, când era pe cruce, n-a fost părăsit de Tatăl. Scriptura nu ne spune acest lucru. Dacă am citit pasajul și l-am înțelege în gramatica lui simplă, ne spune că Domnul Iisus a fost părăsit de Tatăl. Ba încă, în Psalmul 22, de unde este luată profeția, ne spune literal același lucru. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și spune, eu sunt vierme. Tu ești sfânt, eu sunt vierme. Deci, o altă persoană spunea odată că această părăsire este vorba doar despre faptul că Domnul Iisus a fost părăsit în mâinile dușmanilor lui. Adică în mâinile romanilor, în mâinile iudeilor și avea să fie omorât. Deci, Domnul Iisus ar fi rămas îngrozit și ar fi strigat către Tatăl, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Doar pentru faptul că avea să fie părăsit în mâinile dușmanilor? E, nu. Nu spune asta pasajul. Și vom vedea imediat din ce cauză a fost părăsit. Plecăm de la această bază. Cine mă urmărește, atent, o să înțeleagă ceea ce vreau să spun. Este un pasaj în 2 Corinteni 5, 17 la 21 și ne spune așa. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Anumite persoane spun, vezi, aici ne spune Scriptura că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Și îi spun, vezi, acest pasaj arată că Domnul Iisus n-a fost părăsit de Tatăl. Ei pleacă de la această premisă și spun, Domnul Iisus n-a fost părăsit de Tatăl. Domnul Iisus nu a primit, nu a luat asupra Lui păcatele noastre. El nu a devenit păcat, El nu a fost tratat ca păcătos, păcatele noastre nu i s-au imputat Lui, păcatele noastre nu au fost transferate asupra Lui, deci ca tare, Tatăl niciodată nu l-a părăsit. Și El a plătit pentru păcatele noastre doar cu moartea. El nu s-a identificat cu păcatele noastre. Dumnezeu Tatăl nu l-a tratat pe El ca păcătos, de aceea Dumnezeu era în Hristos. Haideți să citim încă o dată pasajul. Ne spune Dumnezeu că, adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. Dar ca să înțelegem un pasaj, trebuie să luăm întreg contextul. Și ne spune așa întreg contextul. Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Și acum întrebarea este, care sunt toate aceste lucruri? Versetul anterior ne spune, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și după aceea spune, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Deci toate lucrurile acestea care sunt de la Dumnezeu, se referă la a fi o făptură nouă și la faptul că toate lucrurile vechi s-au făcut noi. Și continuă pasajul. Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El, adică să fie o făptură nouă și faptul că toate lucrurile cele vechi s-au dus, zice, sunt de la Dumnezeu, Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos, Dumnezeu care ne-a încredințat nouă slujba împăcării și după aceea spune că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Ne vorbește aici despre cuvântul lucrare. Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Ne vorbește aici despre anumite lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu și spune Dumnezeu ne-a făcut o făptură nouă, Dumnezeu a făcut și a împlinit această lucrare. Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile vechi să fie noi pentru noi. Spune, toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. El le-a împlinit. După aceea spune, Dumnezeu ne-a împăcat cu El, prin Iisus Hristos. Din nou, o altă lucrare pe care o face Dumnezeu și spune, El a făcut această lucrare. El ne-a împăcat prin Iisus Hristos. După aceea spune, tot Dumnezeu mai face încă o lucrare. Ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Și după aceea rezumă, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. Cum că Dumnezeu făcea această lucrare. Care era lucrarea? Împăcând lumea cu Sine. Pasajul acesta nu ne spune că Domnul Iisus nu a fost despărțit de Tatăl. Pasajul acesta nu afirmă sub nicio formă, în contextul lui gramatical, că Dumnezeu Tatăl era literal
în Domnul Iisus, ci aici afirmă literal că Dumnezeu Tatăl împlinea această lucrare de mântuire. Fiindcă anterior, tot pasajul vorbește despre lucrările pe care le împlinea sau le făcea Dumnezeu. Iată un alt pasaj. Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Spune Domnul Iisus așa: nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Un alt pasaj ne spune tot în Ioan, capitolul 8, 28-29, ne spune că Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur. Domnul Iisus ne vorbește în momentul în care El își împlinea lucrarea Lui pe pământ înainte să ajungă la Golgota și spune: Tatăl nu m-a lăsat singur. Cel ce m-a trimis este cu mine. Și Tatăl era cu El. Și ne spune: nu credeți sau nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Și după aceea afirmă: credeți-mă că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Domnul Iisus spune: Tatăl este în mine. În ce sens? Că El împlinește aceste lucrări. De aceea, versetul din 2 Corinteni, în ce sens era Dumnezeu în Hristos, împăcând lumea cu sine? În sensul că Dumnezeu îndeplinea această lucrare. Dumnezeu era Tatăl care omora pe Fiul. Dumnezeu era preotul care sacrifica mielul. În acest sens, Dumnezeu împlinea această lucrare de mântuire, dar nu în sensul că nu a fost părăsit de Tatăl, Domnul Iisus. Fiindcă Scriptura ne afirmă clar: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și nu spune: pentru ce m-ai părăsit în mâinile oamenilor? Nu, nu, nu. Pasajul din Psalmul 22 ne vorbește despre acea diferență pe care îl face acest strigăt. Spune: Tu ești Sfânt, eu sunt vierme. Și Domnul Iisus se referea la El și vom vedea de ce cauză se referea la El. Deci, am afirmat că acest verset unde spune că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, nu se referă la faptul că Domnul Iisus nu a fost despărțit de Tatăl, ci se referă la faptul că Domnul Iisus, stând pe cruce, Tatăl îl sacrifica împlinind această lucrare de mântuire. Tatăl împlinea lucrarea de mântuire. El făcea această lucrare de mântuire. În acest sens, el participa și împlinea această lucrare de mântuire. Să vedem acum ce era în acel pahar despre care am vorbit înainte. Acel pahar al mâniei lui Dumnezeu despre care Domnul Iisus, doar gândindu-se, zice Scriptura că s-a înspăimântat și s-a mâhnit și ne spune că a transpirat picături de sânge. Este ceva îngrozitor și nu se referă Domnul Iisus la suferințele Lui fizice. Fiindcă știm foarte bine, cunoaștem din istorie ceea ce s-a întâmplat cu martirii, care își dădeau viața cântând și slăvind pe Dumnezeu. Să fie Domnul Iisus mai prejos decât ei, doar pentru faptul că mergea la moarte? Nu. Nici de cum. Acest strigăt, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, are de-a face în totalitate cu ceea ce era în acel pahar. Domnul Iisus a băut acel pahar al nelegiuirilor noastre și vom vedea că nu afirm degeaba când spun că El a băut paharul nelegiuirilor noastre. Domnul Iisus a luat asupra Lui păcatele și fără de legile noastre. Toate păcatele noastre scârboase au fost transferate asupra Lui și Dumnezeu Tatăl l-a zdrobit pe El, omorându-mă pe mine. Dumnezeu Tatăl l-a omorât pe El și a murit omul meu cel vechi. De aceea Scriptura spune: am fost răstignit împreună cu Hristos, și Roman 6, în esență, ne repetă de atâtea ori: noi care am murit, noi care am murit, noi care am murit, noi care am murit. Noi, omul nostru cel vechi, care a fost răstignit împreună cu Hristos, care a fost îngropat și mort și îngropat. Omul nostru cel vechi, da, a murit la Golgota printr-un act real.
Hristos a murit fizic și noi, într-un sens spiritual, omul nostru cel vechi, a murit și a fost îngropat cu El. Toate păcatele noastre au fost îngropate acolo, deoarece au fost imputate Domnului Iisus, au fost transferate asupra Lui. Iată din ce cauză Domnul Iisus a fost părăsit de Tatăl. Un pasaj, Isaia 59, de la 1 la 3. Nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască sau să salveze, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Din ce cauză nu a fost ascultat Domnul Iisus? Din ce cauză nu a fost ascultată rugăciunea Domnului Iisus? Tocmai din pricină că El purta păcatele noastre. 1 Petru 2:24 ne zice așa: El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Pentru ca noi, fiind morți față de păcate și noi am murit față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Înțelegem noi? Spune: El a purtat păcatele noastre, de aceea a fost omorât de Tatăl. Scriptura ne spune că Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și ne mai spune Scriptura că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, acela care n-a făcut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. În esență, acela, pe acela care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, iar pe noi, care am cunoscut păcatul și eram morți în păcatele și în fără de legile noastre, zice Scriptura în Evrei 10, căci printr-o singură jertfă am fost făcuți desăvârșiți sau perfecți. Printr-o singură jertfă noi am fost făcuți perfecți, desăvârșiți. Și Domnul Iisus a făcut această jertfă. Faptul că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, faptul că Domnul Iisus a murit, arată că El a luat asupra Lui păcatele noastre. Arată că El a fost tratat. În același timp, El era Fiul lui Dumnezeu, dar în același timp, El a fost tratat ca un păcătos. El a fost tratat ca și cum eu aș fi fost acolo. De aceea Biblia spune că noi am murit. Noi am murit, am fost îngropați și omul nostru cel vechi a fost răstignit acolo la cruce, la Golgota. De altfel, aceste cuvinte n-ar avea nicio semnătate. Noi am murit la Golgota. Noi creștini, care suntem născuți din nou, omul nostru cel vechi, vechea noastră identitate, a murit la Golgota. Noi suntem liberi față de păcat, față de toate păcatele noastre. Hristos a murit pentru ele. Suntem liberi față de păcat și acum putem să trăim pentru neprihănire, pentru dreptate. Domnul Iisus a luat păcatele noastre și Tatăl l-a zdrobit pe El. Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat. Dumnezeu l-a făcut pe El păcat și Dumnezeu ne-a făcut pe noi sfinți și desăvârșiți. Același principiu pe care îl aplicăm atunci când spunem că Domnul Iisus ne-a socotit pe noi drept, că Domnul Iisus ne-a considerat pe noi sfinți, că Domnul Iisus ne-a considerat în esență desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu, fără păcat, ca să putem să intrăm înaintea lui Dumnezeu, noi am fost considerați, socotiți de Dumnezeu fără păcat, nu cum că n-am fi avut, ci socotiți sau considerați. În același mod, Domnul Iisus a fost considerat ca păcătos. De aceea a murit. Domnul Iisus, nu spun că Domnul Iisus a fost considerat doar ca păcătos, ci El era Fiul lui Dumnezeu, dar în același timp El a fost considerat ca, o comparație, ca un păcătos, fiindcă El a purtat păcatele noastre. El nu pur și simplu a venit să plătească un preț. Mor pentru ei, dar eu nu mă identific cu păcatele lor. Nu! Scriptura ne arată altceva. Și, de exemplu, Isaia 53 ne arată destul de clar ce s-a întâmplat la cruce. Dacă am fi avut doar Isaia 53, ne spune cine a cunoscut brațul Domnului. În sensul că cine a cunoscut mânia Domnului. Cine a primit mânia Domnului. Și Scriptura ne spune că sufletul care a păcătuit, acela va muri. Scriptura ne spune că sufletul care a păcătuit, acela va fi pedepsit pentru păcatele lui. Dar ce se întâmplă aici? Cine a cunoscut brațul Domnului? Cine a cunoscut mânia Domnului? Pe cine l-a pedepsit Dumnezeu? Și pasajul începe: El.
pe El, pe Domnul Iisus. Și, în esență, ca să rezum, Isaia 53 ne spune că El a fost disprețuit și părăsit de oameni. Noi trebuia să fim disprețuiți și părăsiți. Ne spune Scriptura că El a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Noi, din pricina păcatelor noastre, ar trebui să primim durerea și suferința. Ne spune Scriptura că El suferințele noastre le-a purtat. Pe ale noastre, nu pe ale Lui. Ne spune că durerile noastre le-a luat asupra Lui. Ne spune că El a fost pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și ne spune, dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Adică, El a fost zdrobit. El a fost pedepsit pentru păcatele noastre. El a fost zdrobit pentru fără de legile noastre. Și ne spune, pedeapsa care ne dă pacea, pedeapsa care ne împacă pe noi cu Dumnezeu, a căzut peste El. Și 53:10, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Trebuie să înțelegem că acest pasaj ne arată același lucru, încă o dată și încă o dată și încă o dată, și anume că Domnul Iisus a fost tratat în felul în care eu meritam să fiu tratat, deoarece El s-a identificat cu mine. A luat păcatele mele asupra Lui și Scriptura spune că a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn și Dumnezeu Tatăl L-a omorât pe El. Scriptura ne spune că blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile din Cartea Legii ca să le facă. Domnul Iisus a fost blestemat de Dumnezeu în locul meu. El a primit blestemele pe care le meritam eu. El a primit mânia pe care o meritam eu. De aceea, El a putut să-mi ofere mie neprihănirea Lui. El a putut să-mi ofere mie viața Lui perfectă. Domnul Iisus nu numai a murit în locul meu, ci mi-a oferit în schimb viața Lui perfectă. A luat viața mea murdară și mi-a dat viața Lui curată, perfectă. Și a dat viața ca jertfă pentru noi. A luat asupra Lui povara nelegiuirilor noastre. Dacă păcatele noastre nu au fost transferate într-un mod real asupra Domnului Iisus, cum este posibil ca cel fără de păcat să moară? Moartea Domnului Iisus a fost reală. El a murit într-un mod real. Chiar dacă păcatele noastre, într-un sens spiritual, dar real, au fost transferate asupra Lui, sufletul care va păcătui, acela va muri. Și zice Scriptura, în Romani, capitolul 6, ne repetă de atâtea ori. Noi, deci, care am murit față de păcat. Noi care am fost îngropați. Noi care am fost răstigniți împreună cu Hristos. Da, omul nostru cel vechi a murit acolo la cruce, la Golgota. El a fost îngropat. Din ce cauză? Fiindcă Domnul Iisus s-a identificat cu mine, El a purtat păcatele mele. Omul meu cel vechi a fost acolo la Golgota. Și Tatăl l-a zdrobit pe Domnul Iisus. Eu am fost pedepsit. Dar n-am fost pedepsit în trupul meu fizic. Am fost pedepsit în Domnul Iisus Hristos. Domnul mi-a răsplătit pentru toate păcatele mele. Dar nu mi-a răsplătit mie. I-a dat Domnul Iisus, fiindcă Dumnezeu Tatăl l-a tratat pe El, ca și cum aș fi fost eu. Dumnezeu l-a zdrobit pe Fiul Lui. De aceea, Domnul Iisus, ne spune Scriptura, că a fost înspăimântat când a văzut ce avea să vină. A fost mâhnit, sufletul Lui a fost dus până la o întristare ca de moarte, a ajuns într-o agonie atât de mare, încât i s-a spart un vas de sânge la cap. Din ce cauză? Din pricină că acela care era fără păcat, acela care n-a cunoscut niciodată păcatul, noi n-am putea să înțelegem ce înseamnă acest lucru, fiindcă noi am păcătuit din belșug. Omul bea păcatul ca apa. Dar acela care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu, zice Scriptura, că Domnul a făcut să cadă asupra Lui
Înțelegem noi ce înseamnă acest lucru? Că Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră asupra lui și că Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească pe el prin suferință. De ce aplicăm oare aceeași regulă când spunem Domnul ne-a socotit neprihăniți, Domnul ne-a socotit drept, Domnul ne-a socotit desăvârșit, Domnul ne-a socotit ca și cum n-am avea niciun păcat, de aceea putem să intrăm în cer. Noi, care eram morți în păcatele noastre și depravați. Foarte departe, cum un om depravat să fie el socotit înaintea lui Dumnezeu? Fără păcat? Noi suntem socotiți fără păcat. Așa depravați cum eram. Din pricină că acela care era fără păcat a fost socotit ca un depravat. Domnul Iisus, trebuie să înțelegem că aceasta este baza mântuirii noastre. Dacă eu știu că Domnul Iisus a luat păcatele mele, dacă eu știu că toate păcatele mele au fost transferate asupra Lui și Domnul Iisus a plătit pentru ele, niciunul dintre ele n-a rămas neplătit, ci toate păcatele mele au fost plătite. Pedeapsa pentru păcatele mele, pentru toate, a primit-o Domnul Iisus. Dumnezeu a pedepsit toate păcatele mele. Numai că nu m-a pedepsit pe mine, ci l-a pedepsit pe Domnul Iisus. Și eu sunt eliberat. Pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut peste El. Tot ceea ce meritam eu să primesc a primit El. Și oare nu ne spune Scriptura acest lucru într-un mod simplu? Dar unii oameni înșelați de psihologie și filozofie au ajuns să spună, nu, Domnul Iisus n-a fost tratat ca un păcătos. Domnul Iisus n-a fost separat de Tatăl. Dați-mi voie să vă spun că Isaia 59 spune că păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Domnul Iisus a purtat păcatele noastre și a fost despărțit de Tatăl. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A fost părăsit de Tatăl. Nimeni nu o să poată să explice exact cum a fost părăsit de Tatăl. Dar a fost părăsit de Tatăl în sensul că a purtat păcatele noastre și Dumnezeu Tatăl l-a zdrobit pe El și a dat Lui ceea ce meritam eu. De aceea eu pot astăzi să mă bucur. Pot să mă bucur că toate păcatele mele au fost pedepsite, absolut toate. Și știți ce dă cea mai mare putere să lupt împotriva păcatului? Faptul că Domnul Iisus a murit pentru toate păcatele mele. Multă lume spune, dacă Domnul Iisus a murit pentru toate păcatele tale, acum poți să păcătuiești ce vrei. Persoana care gândește așa are o logică destul de proastă. Biblia ne spune, tot în Corinteni 2, cu 15, că dragostea lui Hristos ne strânge. Dragostea lui Hristos ne motivează. Nu ne spune că frica de iad ne motivează ca să fim mai sfinți. Nu! Dragostea lui Hristos ne strânge. Căci dacă o să cotim că unul singur a murit pentru toți, deci pentru toți a murit și cei ce trăiesc acum, zice că Domnul Iisus a murit pentru ca cei ce trăiesc acum să nu mai trăiască pentru ei însuși. Iată cea mai mare motivație. Hristos a murit pentru toate păcatele mele. Cea mai mare motivație pentru sfințenie este să știu că Hristos a murit pentru toate păcatele mele. Că toate păcatele mele au fost plătite și aceasta îmi dă putere ca să mă lupt împotriva păcatului. Să nu mai mă identific cu omul cel vechi, fiindcă omul cel vechi a murit la cruce de Golgota. Înțelegem noi, oare, din ce cauză Domnul Iisus a spus Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Înțelegem noi, oare, pentru ce a fost înspăimântat, pentru ce s-a înspăimântat Domnul Iisus și s-a mâvinit atât de tare încât sufletul lui a fost cuprins de întristare, de moarte, din pricină că a băut paharul pe care noi trebuia să-l bem, din pricină că a luat păcatele noastre și a mers înaintea Tatălui cu ele, spunând, sunt ale mele, nu erau ale lui, dar Tatăl l-a pedepsit pe el ca și cum ar fi fost ale lui. Ce minunat! Ce minunat este această veste să știu că Dumnezeu a pedepsit toate păcatele mele în Domnul Iisus Hristos. Oare nu mă face acest lucru să-L iubesc pe Dumnezeu și să-L iubesc pe Domnul Iisus? Nu mă face acest lucru să mă plec înaintea Lui și să spun cum este posibil acest lucru? Ca tu să iei toate păcatele mele și în schimb să-mi dai viața ta perfectă? Iată cineva prezenta în acest fel. Domnul Iisus a băut acel pahar în care erau toate spurcăciunile și toate păcatele noastre. El l-a băut, toate murdăriile noastre le-a luat asupra Lui,
ca și cum ar fi fost ale lui și tatăl l-a zdrobit pe el. A fost zdrobit pentru ele, păcatele au fost pedepsite și acum nu rămâne pentru mine decât viață. Nu rămâne pentru mine decât bucurie. Nu rămâne pentru mine decât viața perfectă a Domnului Iisus. Păcatele mele s-au dus. De ce zice Scriptura că și cine a murit de drept este izbăvit de păcat? De atâtea ori ni se spune acest lucru. Cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Eu am murit. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Am murit acolo la cruce, la Golgota, unde Domnul Iisus a plătit pentru toate păcatele mele. Rezum și închei cu această ilustrație. Să ne imaginăm că ar trebui să dăm un test. Și la acest test, dacă luăm 10, ne salvăm viața. Dacă luăm 9,99, murim. Și începem să facem testul și, evident, nu ajungem nici să luăm măcar un singur punct. Ne imaginăm, în dreapta noastră este băiatul directorului, un om perfect, și face lucrarea lui de 10, privește spre noi și știe că o să murim și ne spune, nu o să iei nici măcar un la această lucrare, o să mor sigur. Și ne spune băiatul directorului, uite, eu am făcut lucrarea mea de 10. N-am spus numele meu, n-am scris numele meu pe ea. Uite, ia ție, scrie-ți numele tău pe ea și mergi cu ea înaintea directorului să fii testat. Și în același timp, băiatul directorului ia lucrarea mea de 0, 0, 0, 0, 0. Și merge și el. El este omorât, iar eu merg înaintea directorului cu o lucrare de 10 care nu e a mea. Iată din ce cauză. Eu pot să intru în cer. Nu de pricină că eu am făcut ceva ca să merit acest lucru, nici măcar din pricină că Dumnezeu a trecut cu vederea toate păcatele mele, ci din pricină că Dumnezeu a pedepsit toate păcatele mele în Domnul Iisus Hristos și eu am murit acolo la cruce, la Golgota. Toate păcatele mele au fost pedepsite. Toate, absolut toate au fost trecute cu vederea. Și în schimb, Domnul Iisus îmi oferă viața Lui perfectă. Le-a trecut. Dumnezeu le-a dat deoparte. Dar nu le-a dat deoparte fără să le pedepsească, ci pedepsindu-le cu asprime, fiindcă este Dumnezeu. El a purtat păcatele noastre. Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Și noi am fost făcuți desăvârșiți prin jertfa Lui. El a fost făcut păcat, noi am fost făcuți desăvârșiți. El a fost socotit ca păcătos și a primit blestemul și mânia. Noi am fost și suntem socotiți, drepți, neprihăniți înaintea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o eternitate se va comporta cu noi cum s-a comportat Dumnezeu cu Fiul Lui, adică doar cu dragoste. Dumnezeu să vă binecuvânteze.